spus pe jumătate este o formă de minciună. Noi vă spunem tot adevărul de luni până vineri de la ora 21 la ora adevărului. Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la ora adevărului. În această seară discutăm despre PNL și despre creșterea acestui partid politic în dorințele de vot ale gorjenilor. Vin foarte multe semnale din localități cum că PNL stă foarte bine pentru că are candidați în toate localitățile și liste complete. Asta cred că va trage foarte mult la alegerile de pe 9 iunie. Despre aceste lucruri discutăm, dar și despre listele care s-au făcut pentru Consiliul Județean, pentru municipiul Târgu Jiu, dar și pentru cele mai importante localități din județul Gorj, chiar cu președintele acestui partid politic, acestei organizații județene, domnul Ion Iordache, senator și lider de organizație. Bună seara, domnule Iordache! Seara română, bună seara tuturor telespectatorilor! Cum sunteți? Vă văd extrem, extrem de activ. Nu știu de unde mai găsiți resursele necesare. Timpul pentru mine se comprimă, pentru dumneavoastră se lărgește. Nu știu de unde atâta energie în ceea ce vă privește. Sigur, sunteți motivat de ceea ce înseamnă campania și felul în care decurge campania electorală până acum. Chiar dacă nu avem una oficială, sunt convinsă că puteți să simțiți pulsul direct de acolo, din teritoriu, din județ, din localități, pentru că le-ați bătut pe toate la picior, din ce am văzut eu. Da, eu zâmbesc pentru că dumneavoastră și cei care mă urmăresc în postările mele de pe online, vedeți o parte din activitate. Pentru că nu pot să pun chiar toate lucrurile pe care le fac într-o zi și nu doar acum le fac. Așa am făcut dintotdeauna, așa am fost dintotdeauna. Selectați din ele așa, că da, faceți dar, multe într-o zi. Dar până acum nu le-am postat pentru că nu am considerat că este relevant pentru comunitatea din județ să arăt lucrurile pe care le fac în fiecare zi. Asta am făcut de când mă știu și pentru mine nu este ceva spectaculos, este pentru alți politicieni care nu sunt învățați să facă lucruri. Eu vin din zona de oameni care creează, oameni care se trezesc în fiecare zi să realizeze lucruri. Mă credeți că astăzi chiar mă gândeam, la un moment dat am mers foarte mult cu mașina și mă gândeam la felul în care se derulează campania electorală și încercam să-mi imaginez, dacă n-ați fi fost dumneavoastră la PNL, cum s-ar fi derulat campania electorală cu un alt președinte, gen Dan Vâlceanu, și nu mi se lega campania asta pe care o văd acum, destul de transparentă a dumneavoastră, destul de colorată, foarte activă, cu ce ar fi făcut alții dacă erau în locul dumneavoastră. Și să știți că și dacă n-ați mai fi, ar rămâne așa un gol, adică ați dat un trend, sunt convinsă că o să mai vedem și la alții făcând aceleași lucruri. Și zic că nu sunt degeaba, atâta vreme cât oamenii percep pozitiv prezența dumneavoastră la spitalul de la Târgu Cărbunești, am văzut astăzi, de exemplu, cu domnul Târziu. Mi s-a părut o comunicare de bun simț ce ați făcut acolo și promisiuni care nu sunt deșarte. Da, eu de când mă știu și sunt recunoscut și apreciat ca om cu care, dacă ai stabilit un lucru, se ține de el. Asta este un atu al meu și nu fac promisiuni de regulă fără să fie rezolvate. Se poate întâmpla uneori ca anumite chestiuni care nu țin de mine să fie încurcate, dar altfel, chiar și așa, când sunt încurcate, mă bat să rezolv, pentru că sunt genul de om care atunci când promite, se ține de promisiune, iar chiar și despre acele proiecte despre care am vorbit la Cărbunești, sunt proiecte pe care vreau să le implementăm, nu numai la Cărbunești, în tot județul. Fac parte din programul meu de președinte de Consiliul Județean și am ales să le prezint așa pentru că m-am ocupat să-mi pregătesc această campanie și m-am ocupat și m-am pregătit așa cum se cuvine, cum sunt vremurile în care trăim și cum este societatea și percepția oamenilor. Am făcut studii sociologice și oamenii nu mai sunt captați de
materiale scrise în care să povestești despre un proiect de județ, de un discurs lung și așa mai departe. Dacă și știi vor să faci chestiuni scurte genul și... acesta de intervenții care sunt agreate de către oameni cu o anumită energie, cu... plus că rețelele de socializare au și ele algoritmii lor și modul lor de a accepta anumite postări, anumite materiale, în sensul de a le lăsa să fie și vizibile. Și ale mele merg, deci absolut toate postările mele ajung la toți oamenii care au astfel de, în special pe Facebook, care pe Facebook din Gorj sunt aproximativ 80.000 de oameni care au conturi active și fiecare din postările mele ajunge la vizualizări de peste 80.000 în medie și peste 90% din vizualizări sunt din Gorj. Deci vreau să ajung la fiecare om și vreau să ajung cu acest mesaj, un mesaj care este pentru oameni, de la oameni care văd lucrurile la fel ca ei, care simt problemele lor și care vrem să le rezolvăm. Tocmai de aceea am această abordare, pentru că vreau, și așa cum am spus-o de la început, de când am fost și mi-am asumat funcția de președinte al Partidului Național Liberal, că noi sau eu îmi propun să câștig toate alegerile în județul Gorj, nu pentru a câștiga, nu pentru că vreau să fac carieră în politică, pentru că vreau să schimb lucrurile în județul meu. Vreau să dăm județului o echipă de oameni care au o altă viziune și să schimbăm direcția în bine a județului. Pentru că avem nevoie cu toții, trăim aici și avem și o datorie față de județul nostru. Nu am nicio problemă cu adversarii sau cu cei care au condus până acum județul, de principiu, dar vreau să fie mai bine. Vreau eu pentru mine, vreau pentru familia mea, vreau pentru prietenii mei, vreau pentru județul meu. Aveți o campanie destul de interesantă, împărțită în două, zic eu. O mare parte merge pe informare și pe ceea ce înseamnă proiectele dumneavoastră, așa cum vă dădeam exemplu cu Târgu Cărbunești, vrem să facem, ăștia sunt oamenii noștri, aceasta este echipa, acestea sunt proiectele mele. Dar există și un segment din campania dumneavoastră sau din această campanie de mediatizare, de a informațiilor către pe rețelele de socializare, care sunt și țintite către o singură persoană. Am văzut un atac doar la Marcel Romanescu și mai puțin către Cosmin Popescu, care este președintele Consiliului Județean și care ar trebui să fie contracandidatul dumneavoastră direct. Din toate postările dumneavoastră sunt doar cu hai la treabă, domnule Marcel Romanescu, de ce nu face aia, că uite vin eu și fac. Și mai puțin, domnule Popescu, de ce nu faci aia? Că vin eu și le fac dacă nu poți să le faci. De ce v-ați împărțit asta? Păi vă spun sincer de ce. În primul rând că legat de Marcel Romanescu, vreau să punctez foarte, foarte tare pe această persoană care eu consider că este toxică pentru Târgu Jiu și argumentez de ce zic că este toxică. În primul și în primul rând că nu vreau să fie un atac la persoană, vreau să vă referiți la ceea ce înseamnă munca administrativă. Și nu mai zic despre numele lui, decât despre lucruri care sunt în jurul și în responsabilitate. Da? În primul rând că, nu, și vede toată lumea, nu este ceva care îl scot eu acum, nu avem în oraș o perspectivă de dezvoltare profesională a oamenilor, a tinerilor. Corect, nu, dar atacurile dumneavoastră nu se îndreaptă spre acele... adică chestia cu gunoaiele nu au nicio legătură cu perspectiva... Eu acum spuneam în general, urmează și altele. Deci asta este doar începutul. Și vă spun de ce și cum am ajuns la chestia cu gunoaiele, pentru că nu am ajuns, sincer vă spun, niciodată în acea zonă, că nu, am văzut că mai înscriu oameni pe Facebook, dar până acum n-ai văzut. Nu am văzut, că n-aveam ce să caut eu acolo, că merg pe străzi, nu locuiesc în Târgu Jiu și nu trebuie să cunoști, că nu ai ce căuta decât mergi la instituții, la întâlniri, la tot, asta era treaba mea până acum. Și acum am fost cu niște pescari să văd niște lacuri, pentru că
merg în această perioadă cu toți oamenii, înscriu oamenii, vin, domnule, avem problema asta, uite, vă propunem asta, văzându-mă că sunt activ și că să-mi arate un lac care, lac este plin de gunoaie, mizerie, nu este folosit, nu este pus în valoare, oamenii vor să meargă la pescuit, să iese la un grătar. La... Și când am ajuns acolo, am văzut acele gunoaie, care, vă spun sincer, m-au revoltat, nu, deci a fost... Din mine a ieșit chestia aia fără nici... Și a fost mai urât. Nu a fost o strategie. Nu, a fost mai urât și mai grav și mai agresiv decât am pus, am mai tăiat. Ați mai tăiat, ați mai cosmetizat. Am mai arătat puțin și eu colegilor din echipa mea și m-au sfătuit. Hai să nu punem chiar așa că... Da. Asta mi-a ieșit. Și sunt multe alte lucruri pe care și pot să continui. Adică de la... Nu mi se pare... absolut deloc demn și normal cum a procedat în această situație. Bă, am văzut, am găsit asta. Taci, da? Să taci, Romanescule. Nu să tacă măcar. Ai, sau, și dumneavoastră ați, da, putea... ați gâmâit, păi puțin, da, a zis. Dacă da, tu nu faci, unde... lasă că vin și fac. Bun, eu. Bun, și eu, dacă eram în locul lui și așa trebuia să facă un primar, trebuia să spună următorul lucru. Dom'le, bravo, fă dumneata treaba asta. Da, dar n-aveți că, voie uite, legal să faceți treaba. Păi de ce asta? Să n-avem voie? Pentru că... Asta să... spunea domnul Marcel Romanescu la emisiune. Spune el, este altceva, dar voluntarii peste tot în țară fac asta și vedem peste tot cum se duc, să adune gunoaie, să facă. Deci haideți să vă spun, există reglementat asta. Eu ca și voluntar și oricine și-a făcut organizația noastră, ai voie să faci lucrul acesta, să adui gunoaiele. Iar treaba municipalității, a primăriei, este să le ia să le ducă la groapa de gunoi, pentru că și acolo se plătește. În primul rând că noi nu aveam, nici nu ai mașini să le transporți acolo. Da? Noi ce am făcut acel scenariu, ca să-i spună și acel semnal de alarmă, pentru care el a sunat la Garda Națională de Mediu să ne confiște mașinile, nici măcar nu se încadrează. Va face dar chestiune, mă gândeam că nu va duce. Dar ca să, dacă ei nu știu să citească în lege cum trebuie, nici n-au înțeles-o cum trebuie, pentru că spune legea că nu ai voie să transporti gunoaie menajere cu mașini autorizate și să le depui pe domeniul public. Adică dacă vii cu mașina ta și arunci gunoi undeva pe domeniul public și poluezi și faci, atunci poate să-ți confiște mașina. Dar diferența între ce am făcut noi este că am luat gunoi, nu am murdărit nimic, l-am pus în fața primăriei ca să vadă cum este, l-am luat și l-am cărcat înapoi în mașina, adică nici nu l-am dat jos din saci. Au fost niște saci pe care i-am pus acolo. Dar vedeți, lor nu le-a făcut nimeni niciodată niciun deranj, nu le-a arătat nimeni unde este gunoiul, ei nu s-au dus să-l vadă, mă rog, și multe altele. Și să vă răspund până la capăt, la întrebare. De ce nu zic nimic de președintele de Consiliul Județean? Păi, ca și notorietate, între acest Romanescu, care stă la 97% notorietate, și președintele de Consiliul Județean, care stă la 30 și ceva la sută, eu nu am de ce să-i fac eu notorietate președintelui Consiliului Județean. Că nu am de ce să-i rostez asta numele. Asta sunt sondajele dumneavoastră. Între ale mele. Așa mare și ale mele sunt ele reale, că nu fac altfel de. Da? Președintele Consiliului Județean actual a fost votat pentru că a avut primari și așa mai departe și l-a ajutat. Iar celălalt contracandidat nu a avut notorietatea și încrederea necesară să câștige. Acum lucrurile stau altfel. Iordache este la notorietate de 85% și atunci nu am de ce să-i fac eu lui notorietate. Deci de să asta nu vorbesc despre tot ceea ce înseamnă campania electorală, dumneavoastră veți spune doar lucrurile care le veți face pentru județ. Voi spune și lucrurile negative. Voi spune și lucrurile negative. Atacuri la adresa lui Cosmin. Dar nu am de ce la persoana că îi fac... Că i-a sindicat mingea la filă. Nu că am o problemă, că dacă vă amintiți un pic, eu am avut atacuri directe la adresa dumnealui înainte de campanie. Adică cu atât mai mult aș avea acum motive să îl atacă. Suntem în campanie și știți că am mai avut niște contre, dar... Chiar că l-ați avut pentru Consiliul Județean cu primarii și așa mai departe. Am avut destule, dar atunci nu aveam studiile făcute, da? În sensul acesta, de a ști cum stă el. Și atunci n-am de ce să-i fac un favor. Că nu mă ajută. Acum vă veți concentra pentru Târgu Jiu, pentru că Marcel Romane, sau pentru că multe voturi? Că sunt două lucruri... Păi, și, da? Dar... Dar nu discut de om. Echipa funcția de la Consiliul Județean, echipa de la Consiliul Județean are multe critici de adus. Foarte multe. În primul rând,
că în momentul de față nu se prea discută pentru că oamenii nu știu ce competențe are Consiliul Județean, nu știu ce poate să facă Consiliul Județean pentru județ. Nu știu că echipa de la Consiliul Județean, președintele de Consiliul Județean, este responsabil de ce înseamnă dezvoltare economică și socială la nivelul județului în general. Consiliul Județean trebuie să dezvolte proiecte și programe pentru comunitate, pentru județ. Este și președintele Consiliului Economic și Social. El este responsabil de ce se întâmplă în dezvoltarea județului în general. Consiliul Județean are un buget destul de generos la dispoziție, care a hotărât până acum să îl împartă către primării, fiecare pentru nevoile lor, fără să se gândească că poate să aibă și o altă abordare. Și anume aceea prin care Consiliul Județean își asumă, dar pentru aceasta trebuie să-ți asumi. Trebuie să-ți asumi și responsabilitate, dar și munca de a crea programe și proiecte pentru oameni, să dezvolți comunități, să dezvolți anumite grupuri de inițiativă, anumiți antreprenori, anumite asociații, să creezi lanțurile de valorificare pentru producători. Adică Consiliul Județean are multe competențe pe care nu le-a făcut și pentru asta critic. Critică nu le-au făcut și eu vreau să spun și de aceea merg la oameni, cum am fost și astăzi la Cărbunești, cum am fost și în alte localități și chiar dacă nu am postat, dar am fost astăzi în mai multe, în care am discutat despre aceste parteneriate pe care eu le propun oamenilor și sunt parteneriate pe care vreau să le facem în mandatul meu de președinte, de Consiliul Județean, să dezvoltăm comunitatea. Vreau să vă spun că am făcut o analiză pe bugetul Consiliului Județean. Deci bugetul Consiliului Județean, Gorj, chiar dacă este mult mai mic decât bugetul altor județe, și aș lua aici Oradea care este emblem, etalon, exact. Da? Pentru salarii are dublu față de Oradea. Adică sunt mai mari cheltuielile și bugetul pentru cheltuieli decât nu, bugetul pentru... Nu, salarii nu doar ca și procent din buget. Salariile celor de la Gorj sunt mai mari. Sunt dublu față de Consiliul Județean Oradea, care acolo are un buget de 5-6 ori mai mare. Deci, vedeți? Da, dacă ieși cu momentul... așa ceva, domnule Iordache, v-ar învăța orice specialist în așa ceva. Dacă nu ați reușit cu această informație că bugetul este foarte mare la salarii, pierdeți voturi de la salariații de la Consiliul Județean care zic: aoleu, dacă vine Iordache, ne tăie salariile. Nu că ar fi salarii mari. Pentru că sunt mulți oameni care nu fac nimic. Despre asta și e vorba. Și asta este o greșeală electorală, dacă e să o luăm așa. Dacă v-ați reșit cu asta, că veți da oameni, veți reduce posturi. Dar eu vă spun următorul lucru. Că nu îmi asum această candidatură și această funcție doar de dragul de a o câștiga. Și vreau să se știe din capul locului că eu vin la Consiliul Județean să facem treabă. Să facem treabă pentru județ, să facem treabă pentru oameni, să dezvoltăm județul nostru. Și o fac pentru că simt o datorie față de județul meu. De asta o fac. Față de copiii mei, față de tot ce am primit de la județul acesta și de la Dumnezeu. Dar ce ar însemna, să zicem, ați luat președinția Consiliului Județean. Vedeți că aveți un aparat administrativ destul de stufos, cu salarii destul de mari și foarte multe proiecte, că până la urmă ne spuneți că vreți să faceți extrem de multe proiecte. Le faceți aceste proiecte cu un număr mai mic, la jumătate, din actualul personal sau veți realiza atunci că nu este stufos numărul de personal și că salariile sunt așa cum trebuie și chiar mai trebuie să angajați. Dacă o să ne trezim în această situație cu un președinte la Consiliul Județean care acum spune că sunt prea mult salariați și apoi când ajunge pe funcție ne mărește numărul de salariați cu încă 20%. Haideți să vă spun cum văd această situație. Eu toată viața am dezvoltat, am angajat oameni, am plătit salarii bune, atunci și când am plecat de la firmă. Hai să spunem și acest lucru. Și n-am dat oameni și n-am întârziat niciodată cu plățile. Da? Aveam 500 de oameni angajați, pe care pe fiecare lună trebuia să știu de două ori pe lună că trebuie să-și ia salariile. 500 de oameni. Da?
cei care sunt acum la Consiliul Județean și la PSD, ei și-au băgat firmele în faliment și au încheiat. N-au fost în stare să plătească două salarii. Cam asta e diferența pe de o parte. Nu este problema că au niște oameni salarii mari. Că poate trebuie să le aibă și mai mari. Nu este problema că sunt oameni mulți. Că poate trebuie să fie și mai mulți. Asta zic și eu. Problema este că nu facem ce trebuie. Deci exact. Nu se produce. Eu vă spun următorul lucru. Dacă noi facem toate aceste obiective despre care eu vorbesc, va trebui să mai angajăm oameni. Asta vă spuneam și eu. Va trebui să mai angajăm oameni, dar acei oameni nu vor fi povară în buget, pentru că vor genera venituri. Și veniturile atunci vor fi cu mult mai mari decât procentual decât este acum în bugetul, în care nu faci nimic decât cheltuiești. Acum mi se pare rezonabilă explicație. Sigur că nu apucasem să vă spun până la capăt. Adică dezvoltăm, fiecare om trebuie să... Și vă spun, oamenii pleacă de acasă, nu să stea, pleacă să muncească. Vor salarii mai mari. De acord, toată lumea trebuie să plătească salarii mai mari. Bun, dar cine să-i pună? Pentru că îți trebuie pricepere și la asta. Trebuie să știi ce să le dai la oameni de lucru. Trebuie să știi cum să-i organizezi. Trebuie să știi cum să faci organigramă. Trebuie să știi cum să-i motivezi pe cei care merită. Nu să dai la cei care nu merită salarii mari și de fiecare dată ei să fie cei care ia sporurile și cei care muncesc să fie cenușa reasa. Aceea este problema. Adevărat. Este adevărat. Nimeni nu poate să spună că nu știe sau nu știți care este realitatea și ce înseamnă să conduce o instituție publică. Eu mă cunosc cu majoritatea oamenilor care lucrez și la Consiliul Județean. Oamenii care mă cunosc, oamenii cu care am avut până acum contact, nu sunt speriați de acest lucru, pentru că știu că eu înțeleg foarte bine ce înseamnă respectul față de muncă, înțeleg ce înseamnă colaborare, pentru că de fiecare dată am colaborat și am colaborat foarte bine cu toți, cu toate primăriile din județ, cu toate instituțiile, cu toți colaboratorii noștri, nu avem nicio problemă. Deci am lucrat foarte bine. Că încearcă unii să spună, vine Iordache acum să vedeți ce vă face, vă spânzură. Nu este adevărat. Și oamenii înțeleg foarte bine. Cei care trebuie să înțeleagă. Corect. Că ei creează o perdea de ceață să nu se vadă ce este dincolo, este problema dumnealor. Dar avem treabă multă de făcut în județ și trebuie să facem. Și oamenii au așteptări foarte mari și vă spun că am format și o echipă din oameni cu energie, oameni tineri majoritatea, oameni care au făcut lucruri și vă spun că sunt oameni cu care am lucrat de când sunt eu aici în partid. Am lucrat foarte bine. Cei care s-au implicat și care fac și își doresc cu adevărat să facă lucruri sunt acolo lângă noi. Sunt și alții care au și alte activități și nu și-au dorit să intre în activitatea politică în față, direct asumat, dar în schimb sunt alături de noi și este un timp destul de scurt până la alegeri, dar eu cred că deocamdată s-a pornit un val, ca să-l numesc așa, cum se cheamă în politică, destul de bun. Dar se poate transforma într-un tsunami, vă nu? Vă spun că am zilnic contact și pe online stau până noaptea târziu, până de multe ori până spre dimineață și le răspund oamenilor la mesaje, sute de mesaje în Messenger, în privat, în fiecare zi sute de mesaje, în afară de ce se vede, acelea publice, vorbesc cu oameni, sun la telefon, oameni cu tot felul de probleme. Vă dați seama că sunt atâtea, unii dintre oameni nu înțeleg și chiar cred că au văzut că am reparat nu știu ce drum, vino și la noi și la noi, nu ai cum să le faci și nici nu există. Nici nu poți să promiți așa dar, ceva. Dar toate acele obiective pe care le-am realizat sau acele mici reparații sau lucrări, le-am discutat mai de mult, le-am avut într-un calendar cuprinse și a fost și un mod de a arăta că se poate face și foarte repede și foarte ușor. Și le dădeam când am fost la Albe. Discutam cu oamenii acolo, fiind având la noi la îndemână un buldozer și un cilindru compactor, buldozerul nivela, compactorul și spune, domne, de atâția ani, de când nu visam să vedem un drum de acesta. Și
Da, și le-am dat șanse acolo. Le-am dat un exemplu și am făcut un calcul așa. Cât este bugetul Consiliului Județean și ar însemna ca de la Consiliul Județean să fie cumpărate doar o dată 10 buldozere, 10 cilindri compactori, 10 buldoze excavatoare, care nu înseamnă nimic pentru Consiliul Județean, și să le dai drumul prin județ. Și să faci parteneriate cu fiecare primărie. Și să vezi că într-o lună de zile ai toate drumurile de exploatație, unde să poată oamenii să ducă la terenurile agricole, să treacă peste un pârâia, să treacă pe... Deci, da, trebuie să înțeleagă, trebuie să facă oameni care știu. Dacă ei n-au făcut în viața lor nimic, nu știu cum se face, nu știu decât în birou și când ies până în teren, obosesc, îi bate soarele în cap și se duc din nou la umbră, le-a venit și foamea, a venit prânzul și trebuie să plece acasă. Și trece timpul. Și a trecut timpul. Asta este diferența. Mari schimbări la Consiliul Județean. Am pornit doar la chestiunea aceasta cu personalul pe care ați explicat-o foarte clar, deci poate însemna o creștere sau o scădere, depinde de felul în care oamenii înțeleg nu că pot să lucreze cu dumneavoastră. Ascultați-mă, nu, eu nu sunt de principiu să scazi. Deci nu pot să scazi salariile niciodată. Deci nu există așa ceva. Ori te aliniezi și muncești, ori dacă nu te mergi. Te transferi. Pleci în altă parte pentru că nu poți să lucrezi exact. Așa. Deci că nu e, în nu sistemul ăsta bugetar... Dar vă spun că oamenii nu au de ce. Se vor alinia. Și mai ales când te văd pe tine cu ei tu înainte. Da, dacă tot stai tu plecat nu știu unde. Exact. Păi voi iau eu înainte, nu-i problemă, veniți după mine. Și vă spun, când am mers la primărie, fac o paranteză, când am fost primar, m-am dus și am început să lucrez eu cu ei, să plantăm flori, să facem lucruri, scoteam salariații din primărie. La început le-a fost așa, cum ieșim noi să plantăm, să uită, parcă le era rușine de oamenii de pe stradă. Nu că se erau... potrivea cu imaginea. Nu, exact. Și a început să ne placă, când oamenii treceau, oamenii și îi felicitau pe cei de la, că am făcut treaba asta. Vă spun, erau unii care nu știau cum se plantează o floare, au plantat cu ghiveci cu tot, au pus ghiveci în pământ. Ba da, spun, nu știau oamenii, nu puseseră mâna niciodată. Grav. Eu cu ceva vreme în urmă, cu câteva zile doar în urmă, v-am smuls, dacă pot spune așa, o promisiune. Spuneați că există șanse mari pentru salvarea CEO. Și că aveți toate piesele pe tabla de șah, în așa fel încât ce o să nu însemne o închidere totală sau cel puțin să punem altceva în locul complexului energetic Oltenia. Mai puteți face asta din postura de președinte de Consiliul Județean sau unde sunteți mai bun ca să salvați CEO? Din postura de parlamentar, lider politic, președinte de Consiliul Județean? Că eu nu mai știu unde vă vreau dacă salvați CEO. Până la urmă, haideți să o clarificăm și pe asta. Cu siguranță din postura de președinte de Consiliul Județean. Deci se poate. Cu siguranță. Nu știu cum să mă fac foarte bine înțeles. Complexul energetic Oltenia este o societate. Și funcționează la fel ca toate societățile din țara aceasta după o lege. Ea poate să facă diverse activități. Este angrenat acum pe un anumit cod, pe exploatarea cărbunelui, producerea de energie, care acolo este stabilită treaba. Au acel plan de restructurare și așa mai departe. Această societate poate să înființeze și alte societăți, cum a făcut Minprestul și așa mai departe. Da? Medservo poate să facă parteneriate, poate să dea drumul și la, să-și autorizeze și alte coduri ca ea, inclusiv să cultive legume și fructe. Deci nu-i ține nimic. Această societate are un patrimoniu atât de important și atât de mare și atât de valoros, încât dacă îl pune la dispoziție, poate să dea drumul la orice activități. De la turism, uitați-vă, până la, nu știu, uitați-vă cât de complicat este că vine un investitor în Târgu Jiu și primăria nu-i poate pune la dispoziție nimic. Nici teren, nici utilități, nici nimic. Și pleacă investitorul, că nu are unul. La CEO, ce se întâmplă? CEO nu vrea. De ce? Că nimeni nu-l trage la răspundere. Ați auzit vreodată președintele Consiliului Județean, prin Consiliul Economic și Social pe care îl prezidează, să ia inițiativă, să cheme sindicatele? Există, nu știu cum să vă zic, nu priorități neapărat. Că nu ai pârghiile necesare să faci așa ceva. Le ai pentru adică că răspunzi la funcția nu de... Este păi nu e adevărat. Tu răspunzi ca și președinte de Consiliul Județean de viața economică și socială a județului. Este responsabilitatea ta. Nu există altcineva.
primarul de ce se întâmplă în localitatea lui, fiecare primar, iar președintele Consiliului Județean de tot ce înseamnă județ. Adică nu ar fi, la cum sunt conducerile astea atât de ciudate în ultima perioadă la CEO? Se duce președintele, noul președinte, dumneavoastră în speță, la CEO și le spuneți toate chestiunile astea. Nici nu trebuie să discute cu CEO. Discută peste CEO, președintele Consiliului Județean. Adică unde? Direct la guvern? Sigur că da. Și ar zice, uite, vine președintele Consiliului Județean, deci, să ne spună nouă ce să facem, care suntem o societate cu capital de stat și care... Nu. Adică președintele de Consiliul Județean poate să facă următorul lucru. Vreți să vă dezvoltați voi și aveți pârghile ăștia ca să meargă treaba? Spuneți cu ce vă ajutăm. Cu ce vă ajută autoritatea? Să vă dea autorizații. Adică vedeți vreodată ce o să fie deschis la o colaborare pe această bandieră, cum o explicați dumneavoastră? Nici nu trebuie să fie CEO, trebuie să fie șefii lui CEO. Deci spuneți că sus, direct, ar fi cei de acolo deschiși și s-ar ajunge la un fel de colaborare. Cu siguranță. 2. Consiliul Județean poate să solicite ministerului direct și guvernului să preia parte din patrimoniu. Pentru că este legea. Tot încearcă de ceva vreme, tot se vehiculează. Pentru că n-au făcut. Deci legea pe care am făcut-o eu și am trecut-o de Senat și am votat-o toți, este acum blocată la Camera Deputaților. Dar nu zice niciunul nimic. Nici. Convine situația? Adică le convine situația? Nici tovarășul Miruță nu zice nimic decât hau-hau. Nu zice și nici n-a votat niciodată, nici deputații de la PSD, care sunt doi, nici președintele de Consiliul Județean. Nu zic nimic de asta. Este legea prin care îi obligă la cererea autorităților publice să le predea. Există, am făcut-o, am arătat-o, o poate vedea oricine pe site. Există, este blocată la Camera de Deputaților. Adică la Senat am trecut-o în procedură de urgență. Când este procedură de urgență 45 de zile, sunt obligați să o pună pe ordinea de zi dacă nu trece tacit. Și au pus-o. A trecut. Acum la Camera Deputaților n-au aprobat procedură de urgență, deși am solicitat. Neaprobând procedură de urgență, poate să stai acolo ala lung. Cineva trebuie să ceară. Cineva care are. Au cerut? N-au cerut niciodată. N-au. Nu vor să facă. Ei, președintele de Consiliul Județean poate să facă asta. Președintele de Consiliul Județean poate să cheme tot ce înseamnă sindicate, tot ce înseamnă patronate și să ia inițiative, să meargă împreună cu... prin pașii procedurali, prima oară cu un document scris, semnat, uite ce am în spate, 10.000 de muncitori, uite atâtea firme private care solicită asta, nu pot să nu. N-am văzut niciodată președintele Consiliului Județean să se implice vreodată și n-a fost doar domnul Cosmin Popescu. Au fost și alții care să se implice în această chestiune. Toată lumea asta stă acolo. Asta înseamnă responsabilitate, înseamnă asumare, înseamnă muncă și nu știu de asta. Greu de întors lucrurile și mi se pare că veniți cu o schimbare totală, nu doar de mentalitate, ci și de abordare a tuturor lucrurilor. Dacă până acum s-a lucrat, de exemplu, la Consiliul Județean doar pe astea sunt pârghile mele de președinte, doar pe asta lucrăm, nimeni n-a extins, nimeni nu s-a uitat în paranteze. Am încercat și așa. Sunt convins că vă amintiți, acum 3 ani le-am propus tuturor și am făcut și conferințe de presă să facem o asociație prin care să înființăm 5 centre de consultanță pentru atragerea de fonduri europene. Am făcut, până la urmă, mai forțat, a acceptat și Consiliul Județean. Am asociat cele 5 galuri cu Consiliul Județean. Cel care este coordonator este Consiliul Județean. Există înființată juridic. Am stabilit în statut că se vor angaja 3 consultanți la fiecare dintre cele 5 centre, adică 15 consultanți. În felul acesta formam și un capital uman specializat, plus că oamenii știau care să acorde consultanță gratuită. Dom'le, în zona Cărbunești avem un centru, în zona Turceni 1, zona Motru 1, zona Novaci 1. Stabilisem niște zone în jurul cărora să aibă niște localități arondate, să facem aceste centre. Păi credeți că n-a vrut să facă. De ce? Pentru că este o asumare și muncă. N-a vrut să facă. Și este blocat și astăzi. Adică nu este doar astăzi. Sunt multe pe care le-am făcut. Acum este momentul să le arătăm. Și este un moment în care eu vreau să arăt oamenilor că sunt dispus să-mi asum responsabilitatea să fac toate aceste lucruri. Și dacă
am aceste pârghii, adică de președinte de Consiliu Județean pot să le fac. Asta vreau să spun, că oamenii asta trebuie să înțeleagă foarte bine, că președintele de Consiliu Județean nu este doar o persoană care devine vizibilă doar în momentul în care se împarte bugetul sau sumele defalcate din TVA și atunci le dăm doar pe culoare politică și doar la primarii noștri, chiar dacă au nevoie, chiar dacă n-au nevoie, și la restul le dăm nimic. Și nu numai, știi ce, asta este acolo un aspect. Devine importantă. Acesta este un aspect. Adică, domne, primez niște bani, am un buget, îl împart. Asta este un lucru. Asta e cam aici. Aici se opresc mai ușor prerogativele președintelui de Consiliu exact. Județean. Mai puțin de atât, nu poate să facă nimeni. Dar de aici, de la împărți eficient banii, până la ce îmi doresc eu să facem în județul nostru, este mult efort și multă muncă. Nu doar acest buget vreau eu să facem. Eu vreau să începem să valorificăm tot potențialul și să crească bugetul, să avem, ne uităm la județele dezvoltate, că este Brașovul, că este Clujul, că este Oradea, că este Aradul, ce fac ei? Ei au valorificat potențialul și au început să vină către județele lor oameni care lucrează acolo, să-și cheltuiască acolo banii, să își aducă aportul la bunăstarea. Care este principalul beneficiu? Păi le-au crescut bugetele, au putut să înceapă să dezvolte, să facă și mai multe investiții și condiții și mai bune pentru oameni și așa mai departe. Asta înseamnă să încerci să dezvolți, să pui în valoare toate obiectivele. Asta înseamnă cu muncă, cu eforturi și cu asumări. Pe când la noi nu au dezvoltat nimic, decât bucățica asta, hai să o împărțim. Asta înseamnă socialism. Avem o bucată, hai să o împărțim. Okay. Nu zicem, bă, stai să vedem, hai să mulțim bucata asta ca să avem ce împărți după aceea. Că dacă Asta, îmi place ceea ce spuneți și îmi place pentru că astăzi am avut o emisiune cu domnul prefect, Virgil Drăgușin, care trăgea un semnal de alarmă vis-a-vis de faptul că a scăzut populația și evident numărul de mandate din consiliile locale, inclusiv din Consiliul Județean, unde avem 30 plus 1 mandate de la 33. La fel a scăzut la Motru, spunea dânsul Roșia de Amaradea și în alte localități. Asta pentru că avem o scădere a numărului de populație. O scădere a numărului de populație înseamnă un buget mai mic. Dacă mai punem în balanță o scădere a capacităților de producție la CEO și închidere, înseamnă că bugetul Consiliului Județean, dacă acum e cât o nucă, o să fie cât o alună, știți? Cam așa este povestea. Dacă noi ne limităm, cum spuneți dumneavoastră, doar să împărțim cât se diminuează din bugetul respectiv, înseamnă că cel care va veni în această funcție, asta va face. Va împărți ce are. Că acum este atâta și după aia o să fie atâta. Nu. Nici nu vreau să mă gândesc la asta. Deci nu, eu mă gândesc, eu nu iau un calcul. De ce mă gândesc? Asta. Mă gândesc cu ce o să funcționeze DGASPC-ul. Cu ce o să funcționeze instituțiile astea de protecție socială, că până la urmă și astea depinde Consiliul deci Județean. Deci dacă rămânem în cu această abordare, suntem terminați, din punctul meu de vedere. Nu vreau să mă gândesc. O avem și deja. Aceasta este, aceasta a fost până acum. Dacă nu înțelegem că nu se mai poate așa, vom avea o problemă cu adevărat. În momentul de față trebuie să începem, gata, am ajuns la fundul sacului, trebuie să începem să creștem. Cum începem să creștem? Păi începând să construim și să producem. Cu, prima oară cu cine? Păi cu niște oameni care știu. Trebuie să înțelegem asta odată. Avem oameni aici, nu ne aducem resursa. Aducem consultanți, aducem oameni care au, îi punem pe ăia care trebuie unde le este locul, dar ne trebuie oameni care știu să facă, care înțeleg, care au poftă de muncă, care au energie. Și eu vă spun că ar trebui să înțeleagă dacă au puțin respect față de județ și față de instituții și de oamenii de aici, să facă pasul înapoi, să înțeleagă că au eșuat. Despre asta e vorba. Trebuie să ne aducem oamenii aici acasă, cei care sunt plecați în străinătate și au învățat acolo. Mulți dintre ei își doresc să se întoarcă. Sunt unii care nu își mai doresc. Sunt convins că își doresc foarte mulți dintre ei. Dar foarte mulți își doresc, pentru că gorjenii sunt patrioți. Gorjenii vor să vină. Ei sunt legați de pământ, sunt legați de rude, de neamuri, de prietenii.
Sunt cu sufletul aici. Și pentru asta trebuie să intervenim, să-i sprijinim. Cum îi sprijinim? Păi putem să-i sprijinim în diferite activități. Consiliul Județean poate, din bugetul lui, să lanseze proiecte. Să lanseze proiecte de finanțare pentru a dezvolta mici inițiative. Și atunci tu mi-ai învățat o meserie în afara țării, nici nu contează care, este nevoie de ea în județ, este nevoie și poți să pui într-o documentație, un cai de sarcini, în care spui, cine angajează un salariat primește 10.000 de euro. Cine angajează 2, 20.000, 3, 30.000 și așa mai departe. Da? Ce poți să faci cu banii? Asta și asta. Controla și așa mai departe, printr-un contract. Trebuie să facă și poate să facă așa numitul lanț de valorificare a producției pe care o fac oamenii. Cum face asta? Consiliul Județean poate să înființeze societăți comerciale, poate să facă asociații. Printr-o astfel de entitate, fie societate, fie asociație, se asociază sau înființează societate și face de la centru de colectare la fabrică. Și lanțul de aprovizionare, de a aduce de la oameni, te duci și lei oamenilor producția. Am fost astăzi la niște fermieri și oamenii îmi spuneau, domne, noi astăzi vindem cu 5 lei litru de lapte. Dacă l-am vinde cu 7 lei, nu ne-ar mai trebui nimic și n-ar trebui nici să mai umblăm cu el pe nu știu unde. Ei, noi asta trebuie să facem, să le lăsăm acelor oameni care știu să producă și liniștea și siguranța că ei pot să producă în continuare cât mai mult și Consiliul Județean trebuie să intervină acum, să-i sprijine ca ăia să-și dezvolte afacerile și să înceapă și alții să crească animale. Asta înseamnă crește bugetul. Da? Ce face Consiliul Județean cu aceste producții? Păi, în primul rând, îi ajută pe oamenii ăia, este clar, vine, le colectează și le valorifică. Să faci astfel de centre și o fabricuță își permite Consiliul Județean într-un singur an, cu bugetul de un singur an, să facă tot într-o județ. Da? Interesant. Da. Este 500.000 de euro un centru de colectare și o fabricuță poate să poți să o faci cu 1.000.000 de euro. Deci nu sunt bani mulți. Știu ce înseamnă, am făcut, cunosc lucrul acesta. Da? Și ai rezolvat într-un singur an treaba asta. Încep oamenii să producă și mai mult și mai mult. Vin cei care au învățat în afară și nu numai și ai noștri de aici, cum se face producție mare, rentabilitate mare, performanță pe soiuri, rase de animale și așa mai departe, soiuri de plante, să aducă aici experiența lor și să începem să dezvoltăm. Începem să creștem județul cu asta, cu IMM-urile la fel, să le dăm un sprijin. Discutând de turism, noi în ce privește turismul, noi astăzi avem un turism de obiective. Da? Ce înseamnă turism? Adică noi avem doar obiective, oamenii vin, le caută, au auzit de ele, totul dezlânat, totul, nu știu oamenii pe unde să le găsească, n-au rețea. Cum, nu există o rețea. Exact. Consiliul Județean trebuie să facă proiectul turistic de județ. Este, oamenii are, vă dau exemplu, cineva o pensiune cu câteva camere, sau are un punct gastronomic, sau nu-și poate permite să facă promovare la el, nu știe cum să intre în rețele, nu, l-ar costa foarte mult. Ei, în această situație, Consiliul Județean trebuie să facă un proiect turistic de județ în care le cuprinde pe toate și stabilește de la interconectarea de transport între ele. Consiliul Județean astăzi n-a făcut un transport public în comun, în tot județul. Nu avem, pentru că n-a depus Adevărat. Proiect. Și putea să depună, da? Nu a depus. Nu s-a ocupat de acest lucru. Asta trebuie să facă Consiliul Județean. În momentul în care ai interconectat toate aceste obiective, îți faci magazine și valorifici și am spus că iei de la oamenii, de la producători și le pui în rețelele tale, le pui în traseul turiștilor și le-ai făcut brand, produs original gorjenesc, bio 100%, toată lumea care va veni și gorjenii, dar și cei care vin, și noi, corect. Le vom putea da oamenilor ălora un preț corect pe producția lor, adică nu 5 lei, cât îi trebuie omului 7 lei sau 9 lei, că discutam cu el, domnule, dacă ai avea 7 lei pe el, domnule, dacă aș avea 7 lei, mi-aș putea permite să încep să-mi fac și eu investiții, că uite ce grajde am,
care nu este tocmai în regulă, uite că nu-mi pot permite să fac nu știu ce împrejmuire acolo la pășune și așa mai departe, pentru că sunt la limita subzistenței. Corect. Și pot să enumăr și alte și alte soluții pentru a sprijini oamenii și a sprijini și a începe dezvoltarea județului. Mă uitam puțin mai devreme că mi-au trimis colegii listele pe care le-ați promovat de candidați pentru Consiliul Județean și pentru Consiliul Local. Vorbisem la începutul emisiunii că vom discuta despre persoanele care sunt pe liste. Aș vrea să citesc câteva nume și să-mi spuneți cât considerați dumneavoastră că este eligibil din lista respectivă. Pentru Consiliul Județean sunteți dumneavoastră care conduceți lista. Dacă ajungeți președinte, se urcă lista. Dacă nu, oricum sunteți în mandatul de parlamentar și probabil nu veți rămâne. Nu cred că este... Da, haideți să vă spun cum am gândit-o. Cum ați gândit-o? Asta m-a interesat. Noi am gândit această listă ca o listă cu oameni care sunt reprezentativi pentru echipa noastră, oameni care s-au implicat și care știm că își doresc să activeze în continuare în viața publică, să-și aducă aportul. Pe de o parte. Pe de altă parte, am încercat să punem din mai multe categorii profesionale, să acoperim toate categoriile profesionale din județ. Așa este. Director, economist, administrator, da, și, expert, primar, antreprenor. Cu siguranță avem și alții din fiecare domeniu foarte bun, dar n-a fost loc pentru toată lumea, este clar. Contează mai puțin cum stau lucrurile acolo, pentru că toți cei care sunt acolo, toată lista de 38, sunt oameni care sunt dispuși oricând să facem, adică să renunțe, să vină următorul și așa mai departe. Deci nu este bătută în cuie la modul în ordinea în care este. Dar asta este echipa de 38 de oameni. Corect. Oameni care, vă spun, ce înseamnă consilier județean? Că, de regulă, echipa are un lider la nivel de grup, da. Un lider de grup. Grupul ia o decizie cu privire la abordarea pe care o are pe anumite proiecte de hotărâri cu care vine președintele în funcție sau celelalte partide și, de regulă, se votează toată lumea la fel. Chiar dacă are o părere, ia o decizie majoritatea și așa se merge. Că așa da, e pe grupuri. Normal, exact, cum pe e și grup, la Parlament. Cum este și la Parlament și toată lumea civilizată. Da? Nu este fiecare de capul lui, că atunci nu mai ești echipa. Corect. Da, candidezi independent și atunci faci cum vrei tu. Bun. În această situație, contează mai puțin care dintre aceia de acolo sunt în față. Pentru că toate deciziile vor trebui luate în grupul mare. În grupul extins. Și atunci, cei care sunt în Consiliul Județean sunt doar reprezentanții noștri ai tuturor. Deci, practic, contează și numărul de mandate. Contează numărul de mandate. Corect. Contează numărul de mandate și ce proiect vrem să implementăm noi la nivelul Consiliului Județean. Dacă vom avea și președintele de Consiliul Județean, cu siguranță vom fi cei care vom coordona tot ce înseamnă proiect județean. Dacă nu vom avea Consiliul Județean, atunci vom încerca să impunem și noi anumite proiecte din programul nostru. Cam asta e filozofia. Am înțeles. M-ați lămurit cu lista oameni din toate domeniile de activitate. Foarte mulți tineri, medici am văzut în listă, oameni cu mare credibilitate, cu mare apetență așa a publicului pentru aceste persoane. Eu zic că este o listă extraordinar de bună, și cea pentru Consiliu și cea pentru municipiu, așa că va fi greu de cernut așa de către votanți. Cert este situația următoare. Ajungeți în postura de președinte, aveți și un grup lărgit. Și trebuie să faceți majoritate, pentru că poate nu aveți toată majoritatea de 16 mandate. Și atunci ar trebui să faceți majoritate cu PSD, pentru că sunteți într-o alianță, sau credeți că aveți libertatea de a alege partidul cu care să faceți echipă? Adică este bătută în cuie. Spuneați că lista se retrage, vine unul, altul coboară.
Dar chestia asta cu să faci majoritate cu partidul cu care ești în alianță este bătută în cuie undeva la nivel central sau depinde doar de felul în care se joacă cărțile la nivel local, județean, nu știu. Eram foarte curioasă și cred că v-am mai întrebat odată acest lucru. Deci nu este bătut nimic în cuie și nici nu va fi bătut nimic în cuie, în sensul acesta. Adică o să fiți dumneavoastră președinte și o să luați pe Cosmin Popescu vicepreședinte, nu În știu. această situație este normal să stăm la o masă și să discutăm niște lucruri, pentru că normal este ca, pe de o parte, președintele de Consiliul Județean să își implementeze proiectul cu care a câștigat mandatul și atunci va trebui din capul locului pus pe masă, asta, cu asta pornim la drum, după care vedem și ceilalți, pentru că nu pot să folosesc un termen, nu pot să ia câștigătorul tot. Așa este în politică, pentru că nu votează oamenii doar pe el. Dacă e Corect. 99%, atunci nu mai e nevoie, sau Corect, da. 60 Mă gândesc că nu este. 60%, Deci toată lumea și ia în probabil că considerare de și. data aceasta nu va mai fi în niciun caz cum a fost, sau e posibil. Pentru că noi mergem, suntem pe un trend foarte bun și poate vom avea majoritate și atunci nu mai discutăm Oricum, despre. Și emisiunea vă rămâne spun, înregistrată, deci ați auzit chestiunea asta. PNL este pe un trend foarte bun, este un lucru vă care dă spun foarte multe sincer, de gândit și o să discutăm despre acest aspect, sper eu, pe 9, pe 10, hai să zicem, pe deci 10 la Gorj, iunie, să ne povestea înțelegem, asta cu trendul PNL-ului foarte bun. la Gorj, astăzi, Partidul Național Liberal, cu Iordache președinte, poate să câștige majoritatea la Consiliul Județean. Și Și funcția de să președinte, înregistrăm ce spuneți am spus, dumneavoastră. cu siguranță. Asta zic, că va rămâne acolo Pentru în că arhivă. eu știu ce discuții am cu oamenii, știu ce îmi spun oamenii peste tot pe unde merg și cum mă asigură de susținere și vă spun că nu este deloc simplu ce spun și ce mi-asum, pentru că știu foarte bine cât de complicat și cât de greu și câte lucruri trebuie unite din loc. Deci va fi o muncă extraordinar de mare și mi-asum. Am și energia, am și priceperea, am și dorința și determinarea, am toate ingredientele ca să mișcăm lucrurile în județ. Și tocmai de aceea și echipa este tânără și am Și echipa spus-o este curată. Am văzut că și lipsesc foarte multe personaje din listă și mă refer la vreau partid. să creăm acum, odată cu acest mandat, să deschidem ușile, ca să spunem așa, administrației și politicii, oamenilor tineri, oamenilor care vor să se implice aici, la ei acasă, la ei în județ, pentru ei, pentru județul nostru. Să vină și să creăm o clasă politică, o concurență în clasa politică și oamenii care sunt profesioniști într-un anumit domeniu sau au avut succes în zona de business, să nu fugă de politică. Va trebui să vină aici pentru că avem nevoie de acei oameni, avem nevoie de expertiza lor și acei oameni înțeleg foarte bine că dacă județul funcționează bine, dacă economia județului merge bine, dacă administrația din județ merge bine, pardon, le este bine și lor. Numai că astăzi nu se vin atât de aproape de politică, pentru că au avut de-a lungul timpului, sau politicienii de-a lungul timpului, au folosit niște pârghii prin care au încercat să-i țină departe. Adică au folosit arme care nu trebuie folosite, cu controle, cu și așa mai departe, să-i țină cât mai departe. De data aceasta nu se va mai întâmpla același lucru. Exclus. Și știți și abordările pe care le-am avut în această perioadă, în care nu am acceptat și am luat poziție de fiecare dată când instituțiile statului au făcut presiuni pe agenții economici, cu AMS, cu... Mi-aduc aminte, da, cu Sunt de Rânda, cu acord, OPC-ul. sunt de acord că trebuie să respecte reguli, dar du-te și fă prevenție, nu sta la pândă doar să-i dai amendă, să-l prinzi. Nu se Să-l face. rupi în două. Nu se face Corect. așa ceva, pentru că și așa sunt toți se zbat. Vă spun că
Eu îi apreciez pe toți cei care iau o inițiativă, dar pe toți, indiferent că are un angajat sau că lucrează ei în familie sau că are 10 și cu cât are mai mulți, cu atât mai greu. Nu este simplu. Nu este simplu deloc și acei oameni, în primul rând, trebuie respectați pentru că au avut curajul să iau inițiativă, nu să se ducă să se angajeze nu știu une și să doar să-și vadă de treaba lui și să vină acasă. Este ceva în plus. Ea are o doză de nebunie, poate are un alt curaj, are o altă energie, își dorește mai mult. Care? Și trebuie să-i respectăm pe acei oameni și să-i sprijinim. Dintre acei oameni și alții care poate au eșuat în afaceri și au zis, domne, am încercat odată, am eșuat, mă duc să mă angajez, să le dăm șansa acelora să mai încerce încă o dată, că sunt mulți oameni care astăzi sunt oameni de succes în afaceri și cândva pe acest parcurs au fost și jos de tot. Cu siguranță. Și s-au ridicat. În calculele acestea politice pe care vi le-ați făcut până la momentul de față, unde este aur? Aur poate să fie, nu știu, cireașa de pe tort în această campanie electorală, să schimbe ceva calculele pe care vi le-ați făcut? Nu. Aur la noi în județ va lua un rezultat, cred eu, bunișor, dar bătălia se dă între PNL și PSD, fără niciun dubiu, și v-am spus, am informații, urmăresc, facem săptămâna tot felul de studii, de analize cu profesioniști, știm exact unde suntem. Vă spun că USR-ul nu va intra în Consiliul Județean. E un lucru și care veți vedea. Trebuie rămâne acolo. Da. E interesant. Și nici PMP-ul, adică amândoi această alianță, nu va intra în Consiliul Județean. Și la Consiliul Municipal? La Consiliul Municipal nu. Deci acolo practic se va juca bine. Doar între trei partide. La Consiliul Județean, da. Aurul este pe un trend pe care acum sunt un pic în descreștere, dar nu au lideri. Dar au locomotiva la centru și vor lua niște voturi. Acum, fiecare dintre cetățenii județului sunt liberi să aleagă pe cine consideră dumnealor, dar trebuie să fie și un al treilea partid, că asta e care să fie. Este posibil aurul să fie cel care va stabili majoritatea. Și aurul să fie și cel mai curtat la momentul în care... Deci este posibil să fie asta. Dar eu, dacă ne vom întâlni peste 2 săptămâni, adică după prima săptămână de campanie, cred că vă dau niște informații care sunt și mai aproape mai de clare. Ce se va întâmpla în ziua votului, pentru că deja intrăm în campanie și noi ne propunem să avem niște evaluări din județ și din localități chiar în prima săptămână de campanie. Prima, hai să zicem, poate până la jumătatea campaniei. Faptul că aveți aceste sondaje și evaluări periodice vă face să călcați pedala mai mult într-un anumit domeniu. La ce vă folosesc aceste sondaje până la urmă? Știți cum e? Sunteți în plină campanie electorală. Să vă spun la ce adică folosesc. Riscați cum a fost chestia cu gunoaiele? Pentru că vă întreb acest lucru, deoarece am văzut un filmuleț cu dumneavoastră în care spuneați așteptăm autorizație de la primărie să luăm măsuri, iar a doua zi erați cu gunoaiele în fața primăriei. Mi s-a părut că ați grăbit oarecum, deci ați călcat pedala la momentul ăla. Era ca urmare a unui sondaj sau a fost o chestiune de moment? A fost s-a aprins fitilul. Cea de-a treia zi, a fost cea de-a treia zi. Și atunci. Asta au legătură și cu sondajele de care spuneți. Adică dacă un sondaj vă zice, vedeți că sunteți acolo mai bine la Târgu Jiu și e în creștere nu știu ce, pac mai apăsați puțin pedala. Eu așa o văd. Nu. Sau nu, o lăsați baltă și vă duceți în altă parte. Să vă spun cum este, da. Ca în orice activitate sau în orice lucru în care vrei să te bagi, dacă vrei să-l faci profesionist și să nu riști și să-l faci cum trebuie, trebuie să faci niște analize. Trebuie să fie te pricepi tu, fie aduși și pe alții și exact și să riști. Dacă este cazul, spune, să riști. Cum spune proverbul, măsuri la, cum se cheamă, la templar, măsuri de 5 ori și tai odată.
Aha, ok. Adică la croitor, așa. Același lucru este și aici. Adică trebuie să faci niște analize foarte bune și într-adevăr primești aceste informații în urma analizelor pe care le faci, în care poți să identifici următorul lucru. Într-o anumită localitate, Iordache nu este cunoscut suficient. Și vă duceți și atunci trebuie să faceți o campanie de... Exact, trebuie să te duci să te cunoască oamenii, să stai de vorbă, să... Este un și unde lucrurile sunt foarte, da, sunt foarte grave, în sensul că sunteți pe buză, vă grăbesc puțin că mă grăbește regia că am depășit deja timpul, acolo riscați și vă întreb vis-a-vis de faptul că ați riscat un dosar penal, nu dumneavoastră, ci cei care au participat, făcând un lucru așa, l-a călcat pedala de accelerație. Nu am riscat nimic. Asta vreau să vă din întreb. Punctul acesta de vedere. Deci nu, cine a aruncat această chestiune a fost așa de... A spus de... domnul Marcel Romanescu aici, pe acest scaun. Marcel Romanescu vorbește multe, spune multe lucruri trăznite. El este disperat acum pentru că are un grad de respingere în oraș extrem de mare, extrem de mare, pentru că oamenii sunt cu nervii la maxim, cu tot ce înseamnă de la traficul în oraș până la ce înseamnă urbanism, până la ce înseamnă perspective pentru copiii lor, nu s-a creat niciun loc de muncă. Și atunci se trece la faza și pe atunci, dosare. Și atunci se trece la faza pe dosare. Deci avem o fază pe dosare. Inventează. Eu mă încerc scuze, eu zic că vom avea două chestiuni foarte mari și late în această campanie. Două locuri în care ne vom îndrepta atenția și noi, mass media, dar și opinia publică. Primăria Târgu Jiu, Consiliul Județean. Zic aici se va juca două cărți importante. Se vor juca. Că târgujienii au astăzi sau la aceste alegeri șansa de a își alege un primar care poate să ducă orașul acolo unde își doresc. Și vă spun, dacă despre mine pot să spun mai puține lucruri, despre Iulian Popescu pot să spun din convingere că este de departe cel mai bun pentru orașul Târgu Jiu. Are viziune, are bună credință, înțelege cum se face, cum se dezvoltă, are experiență. Este om serios, are cultură, are tot ce vrei ca Târgu Jiu, orașul lui Brâncuș, să fie orașul în care să fim mândri că trăim. Deci vă spun că este ce trebuie. Și vor înțelege și oamenii până la alegeri și știu ce oameni sunt alături de el, știu ce oameni l-au asigurat de susținere și veți vedea că târgujienii au înțeles acest lucru și îl vor vota pe el, primar. Vom vedea, vom vedea. A spus lucruri foarte, foarte importante în această emisiune. Eu le țin minte și o să vi le aduc aminte și la emisiunile viitoare. Și vreau să ne țineți la curent cum merg aceste sondaje. Mulțumesc pentru prezență. Am grăbit un pic așa pe final pentru că am depășit timpul deja cu 12 minute și ne-a ceneau la ture. Atât am avut de zis despre PNL în această seară. Eu zic că sunt multe lucruri care se vor întâmpla destul de interesante în perioada imediat următoare. Așa că aveți scaunul rezervat, ca să spun așa. Și aștept surprize mari, mari, mari din teritoriu, din partea PNL-ului. Hai la treabă! Hai la treabă! Să rămână! Mulțumesc mult! Un adevăr spus pe jumătate este o formă de minciună. Noi vă spunem tot adevărul de luni până vineri, de la ora 21 la ora